unde ești? Ce ai agonisit? Ce ai acumulat? Pe drumul acesta. Cât lupți? Avem lupte. Avem lupte ca și poporul Israel, care Dumnezeu l-a scos cu braț întins și cu mână puternică, ca să ducă într-o țară unde nu el s-a străduit să muncească, să lupte, să transpire, să sude, să sădească, să zidească. O țară unde curgea lapte și miere și Dumnezeu i-a scos cu braț întins, cu mână puternică, cu semne și minuni, a despicat marea în două ca să treacă ca pe uscat. 40 de ani i-a hrănit cu mâncarea îngerilor, cu mană din cer. Nu li s-au învechit hainele, nici pantofii nu li s-au rupt. Și Dumnezeu pe drumul acesta, în traversarea pustiei, Dumnezeu le-a făcut program de mers, program de mâncat, program de slujbă. Și câte avem de învățat din Sfânta Scriptură? Câte avem de învățat din experiența acestui popor? Că suntem porniți într-o călătorie înspre cer. Întrebarea mea este, unde ai ajuns? Unde ești? Nu știu dacă tu îți pui întrebarea aceasta. Te-ai trezit de dimineață, te-ai spălat pe față, nu știu, ți-ai făcut rugăciunea, ți-ai băut cafeaua și ai zis, mă duc la adunare. Mai auzi tu glasul Duhului Sfânt? Mai auzi vocea blândă a Duhului Sfânt în fiecare dimineață, în fiecare zi? Îl mai întreb pe Duhul Sfânt, Doamne, care e planul Tău pentru ziua aceasta, pentru mine? Doamne, mai este mult. Lăudat să fie Domnul. Cu siguranță că pe calea aceasta, în călătoria aceasta, sunt multe lupte. Avem de luptat cu uriași. Poporul Israel, atunci când au fost trimiși să-i scodească țara, să vadă binecuvântarea și țara în care trebuia să intre, unde curge laptele și mierea, oamenii care au văzut pe locuitorii țării au zis, sunt niște uriași. Suntem ca niște lăcuste față de ei. Este o țară care își mănâncă locuitorii. Și au muiat inima poporului. Ei au avut uriași care nu i-au biruit. Și din pricina aceasta au cârtit și și-au pierdut răbdarea pe drum și Dumnezeu i-a făcut în loc de 40 de zile să ocolească muntele 40 de ani. Și nu au intrat. Ți-ai pus întrebarea. Din 600.000 de bărbați au intrat doi bărbați. Pentru că și în călătoria lor și-au pierdut răbdarea pe drum, unu, și doi, nu și-au biruit uriașii. Întrebarea mea este, care este uriașul din viața ta? Ți-ai pus întrebarea aceasta. Este teama? Este frica zilei de mâine? Este îngrijorarea? Este înșelăciunea bogățiilor? Ce ai adunat în inima ta? Va veni o foame și o sete pe tot pământul, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu după mâncare și nu după apă potabilă, ci după auzirea cuvintelor lui Dumnezeu. Este vremea când încă mai curge untele. Pe vremea împăraților în Vechiul Testament era o familie. Într-o vreme de criză, într-o vreme de necaz, ca să-și poată întreține familia, li s-au gătat resursele și a ajuns să fie dator și nu mai făcea față nevoilor, problemelor. La un oarecare moment dat, murise și a rămas o soție cu doi copii. Și datorașii veneau să-și ceară bani. Și a zis, nu am, mai îngăduiți-mă. Te-am îngăduit destul. O să-ți luăm copiii robi în schimbul datoriei. Femeia aceasta a alergat la omul lui Dumnezeu, la proroc, și a zis, omul lui Dumnezeu, știi că soțul meu, robul Domnului, s-a temut de Domnul și datorașii vin să-mi ia copiii. Știți care a fost întrebarea omului lui Dumnezeu pentru femeia aceea necăjită? Ce ai acasă? Întrebarea, cred că a Duhului Sfânt,
pentru noi în această dimineață este: ce ai acasă? Ce ai acumulat în inima ta? Cu aceea vei putea înainta pe calea aceasta. Lăudat să fie Domnul! Amin! Lăudat să fie Domnul! Amin! Ce ai agonisit în casa ta? Ți-ai agonisit avere? Ți-ai agonisit comoară? Cuvântul lui Dumnezeu este averea, care atunci când vine necazul, când vine ispita, când vine îngrijorarea, când vine vrășmașul, când vine uriașul înaintea ta, cuvântul lui Dumnezeu îți dă putere să biruiești. Pentru că va veni o foame și o sete pe întreg pământul după cuvântul lui Dumnezeu. Este vremea cât încă mai curge un de lemn și este vremea cât încă în această dimineață mai poți să strângi cuvântul tău ca David în inima. Și David a spus: strâng cuvântul tău în inima mea. De ce? Ca să-mi îmbogățesc cunoștința? Ca să arăt că știu să predic? Ca să arăt că știu să vorbesc frumos? Nu. Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Știți de ce? Pentru că și în călătoria aceasta unde am pornit înspre cer sunt mulți chemați, dar sunt puțini aleși. Acolo Dumnezeu nu are nevoie de șmecheri să populeze cerul cu șmecheri, cu derbedei, cu oameni care sunt legați de jucăriile care diavolul amăgește pe copiii lui Dumnezeu și le dă atâtea jucării ca să le abată atenția și inima de la cuvântul lui Dumnezeu, ca să le abată atenția și inima de la călătoria aceasta, pentru că încă puțină vreme și cel ce vine va veni. Și nu va zăbovi. Și diavolul este în stare să facă orice jertfă. Și cântărește pentru fiecare, după cât cântărește de greu, este în stare să plătească jertfă. Știți cu ce a venit la Iosif? A zis: știi ce? Tu poți să devii faraon. Pentru tine sunt în stare să-ți dau o împărăție întreagă. Doar lasă-te. Trebuie să te gândești la tine. Să fii cineva, să fii ceva. Iar Iosif a știut să cântărească. Știți cu cât l-a cumpărat diavolul pe Iuda? 30 de argenți. Cât cântărește credința ta în dimineața aceasta? Unde ești? Și unde sunt? Ne întreabă Duhul Sfânt în dimineața aceasta. Și poporul Israel n-au putut să-și biruiască uriașii. Mă întorc și vreau doar să spicuiesc. Nu mi-am pregătit o predică. Ci doresc să învățăm ceva din experiența acestui popor care a pornit în călătoria aceasta spre Canaan. De multe ori noi uităm că suntem într-o călătorie. Suntem amăgiți. Suntem furați. Și diavolul caută să ne prindă să în dezorientare. Și sunt atâtea jucării ale pământului cu care caută să ne dezorienteze. Să cădem în comoditate. Să cădem, să ne betoneze în pasivitate, în indiferență. Dar Duhul Sfânt în această dimineață ne-a vorbit. Ne-a vorbit că suntem într-o călătorie. Și Duhul Sfânt ne vrea pentru El cu gelozie. Lăudat să fie numele Domnului. Amin. Și binecuvântat. Amin. Vreau să mai citesc un verset după care vreau cu ajutorul Domnului să mă limitez. Evrei, capitolul 12. Să ne uităm țintă la căpetenia desăvârșirii noastre, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Amin? În alergarea care ne stă înainte. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De multe ori ne uităm înapoi. De multe ori poate ne oprim. Am citit o carte. Poate unii dintre voi ați citit cartea aceasta, Călătoria creștinului. Cavalerul de pe drumul luminii. Omul acesta a pornit cândva înspre cetatea marelui rege și împreună cu el, înainte lui, au pornit și alții.
El venise pe urmă. Și au fost multe lucruri care să-l prindă în vraja lumii, care să-l abată din drum, din călătorire. Să nu poată să ajungă când zărea cetatea aproape, când o zărea departe. Dar trebuia să treacă printr-o cetate care se numea Târgul Deșertăciunilor. Și cei care treceau prin piața aceasta, trebuia să privească drept înainte, pentru că cel care se oprea să privească la Târgul Deșertăciunilor, erau furanți, erau amăgiți de vraja cetății. Și trecuse foarte mulți ani și cavalerul acesta care călăuza pe calea aceasta a trebuit să traverseze și el prin pustia prin care el mergea și prin drumul care era înainte, trebuia să treacă și el cetatea aceasta. Și s-au văzând înaintea lui în piața aceasta oameni care erau prieteni și tovarăși de călătorie, dar care au pornit înaintea lui. I-a văzut că sunt ațintiți acolo și privesc, dar nu-și mai pot desprinde privirile. Ei credeau că s-au uitat câteva minute, dar au îmbătrânit. Au trecut ani, le-a trecut viața. Au trecut zeci de ani așa. Și ceea ce ei vedeau acolo li se părea așa de frumos, erau așa de furați de strălucire, de culori, de frumusețe, însă nu era decât deșertăciune, uscăciune și câmp deschis. Și căuta să le trezească, să le spună. Unii nu s-au mai trezit, iar alții și-au venit în fire. Așa se luptă diavolul după copiii lui Dumnezeu, să ne abată privirile de la călătoria aceasta înspre cer, să privim la lucrurile pieritoare ale pământului și să ne amăgească inima. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Cuvântul Domnului spune și declară să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Și încă un lucru. Și să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Amin. Trăiască numele Domnului. Amin. Bucuria care a stat înainte l-a făcut să disprețuiască rușinea, să sufere crucea, să suporte cununa de spini, să fie biciuit, să fie scuipat, să-i se smulgă barba, să fie încuvoiat peste un bucium și bătut cu scorpioane. Sângele lui a curs pe străduțele prăfuite și înguste ale Ierusalimului, din Ierusalim până la Golgota. A disprețuit rușinea și a acceptat suferința pentru bucuria care este înainte. Și știți cine era bucuria aceasta? Biserica din Augsburg. Dumneavoastră. Pentru aceasta să ne uităm țintă la Iisus. Amin. Căpetenia desăvârșirii. Trăiască numele Domnului la desăvârșirea credinței noastre. Adică la Iisus. Și haideți să ne mai punem o întrebare. A ajuns credința noastră desăvârșită? Suntem de zeci de ani pe calea lui Dumnezeu, dar unii dintre noi am rămas tot pitici, tot mici, tot nedezvoltați spiritual. După 20 de ani de pocăință, să aștepți să se smerească fratele tău înaintea ta și să-ți spună, știi ce? Sunt vinovat. Te rog să mă ierți. Omul care este matur în credință, omul care are maturitate spirituală, niciodată nu așteaptă să vină la el cineva să facă plecăciuni și să spună, iartă-mă. El știe să ierte, pentru că el trăiește ca Iisus. Pentru că el are model pe Iisus, el are creștere spirituală. El are maturitate spirituală pe calea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Să ajungem la caracterul acesta al Domnului Iisus. Să ajungem la statura de oameni în care să umblăm cu Domnul Iisus Hristos, contopiți cu Domnul Iisus Hristos, să fim una cu Domnul Iisus, ca să fim plăcerea lui Dumnezeu. Pentru că și noi, prin efortul nostru, niciodată, indiferent, poți să-ți împarți toată averea pentru săraci. Poți să faci milostenii, poți să dai toți banii tăi la văduve și la orfani. Niciodată nu vei fi plăcerea lui Dumnezeu. Singurul care este plăcerea lui Dumnezeu este acela care era în râul Iordan când îl boteza Ioan
Și dintr-o dată s-a văzut cerul deschizându-se. Și din cer s-a auzit un glas care a zis: acesta este fiul meu prea iubit.